Clubul de fotbal Politehnica Timișoara are un nou președinte, fostul rector al UPT, profesor universitar dr. Inginer Viorel Aurel Șelban. Îl înlocuiește la conducerea grupării pe conferențiar universitar dr. Inginer Florin Drăgan, actualul rector al Instituției de Învățământ Superior. Viorel Aurel Șelban s-a născut la 18 octombrie 1954 la Chișinău, Criș, iar în 1978 a absolvit Facultatea de Mecanică, secția TCM din cadrul UPT. Între 2012 și 2020 a fost rector al Universității Politehnica. Este doctor honoris causa al Universității Obuda din Budapesta și al Universității Politehnica din București. În plan sportiv a fost președinte al Suporteri Club Politehnica Timișoara între 1986 și 1992, președinte al secției de handbal masculin CSU Politehnica între 1996 și 2012, secretar executiv al ASU Politehnica între 1996 și 2012, președinte al Consiliului de Administrație al CSU Politehnica din 2016, precum și în ultimii ani reprezentantul Universității Politehnica în adunarea generală a Clubului de Fotbal ASU Politehnica. În aceste zile, practic, s-a stabilit o nouă structură de conducere a clubului de fotbal ASU Politehnica și sunt onorat că voi fi președintele acestui club. Sper din tot sufletul din nou ca într-o sărbătoare în anul 100 al aniversării practic a societății sportive a Școlii Politehnice din Timișoara. Este pentru mine o onoare, dar și o provocare în același timp și sper că împreună cu conducerea actuală a Universității, cu rectorul Florin Drăgan, cu toți cei care au contribuit până în acest moment și o vor face în continuare și cu mulți alți dintre cei pe care îi așteptăm, să construim o echipă, să construim un club de care să ne mândrim la împlinirea celor 100 de ani de sport la Politehnica Timișoreană. Viorel Aurel Șelban a activat și ca fotbalist, atacant și mijlocaș la echipele din Chișinău, Criș și Topolovățu Mare, la formațiile timișorene Electromotor și Tricoul 1 iunie, iar în primăvara anului 1973 a fost convocat la o selecție chiar la Politehnica Timișoara, care la finalul acelui sezon va promova în Divizia A.